O elevă a fost accidentată în urma unui carambol cu trei mașini, care a avut loc în urmă cu puțin timp în capitală. Delia Bulgaru are toate informațiile și ni se alătură chiar acum în legătură telefonică directă cu noi la știrile dimineții. Bună dimineața, Delia, ce ai reușit să afli? Bun găsit! Din primele informații am reușit să aflăm că sunt două victime în urma acestui accident. Este vorba despre o tânără în vârstă de aproximativ 15 ani care are un traumatism cerebral, iar o altă tânără, o altă minoră a fost și ea rănită ușor. Cele două erau pietoni în momentul în care s-a produs acest impact. Se aflau pe trotuar. Știm până acum că sunt trei autoturisme implicate și că șoferii au fost testați cu aparatul etilotest, însă rezultatele sunt negative și urmează să fie testați și cu aparatul drug test. În acest moment suntem și noi spre locul unde a avut loc acest impact și vom încerca să aflăm cât mai multe informații. Delia, mulțumim tare mult!